noi suntem antrenați de Mihai Pintili și echipa joacă. Nu se referă și... la unul oficial care să... După ce, adică nu mai are dreptul Pinti. Nu, nu o să aibă drept, o să plătim exact cum plătesc cei de la Rams în Franța, în la fiecare meci, amendă pentru că nu au antrenori cu licență. Deci în Franța, mai ales diaspora știe ce mai bine, există un antrenor care se cheamă William Steele, care nu are licență și care de 6 luni este neînvins de când a preluat echipa. Pentru că e bun. E, asta e situația și la noi. Nu putem să punem, am pus un antrenor, am pus o licență pe bancă și uite ce probleme am avut cu el. Voia să antreneze, săracul. El nu putea să vorbească, dar voia să antreneze. Ce să-i fac? E.